Salutări și bine v-am regăsit. Astăzi discutăm puțin despre ultima carte pe care am răsfoit-o, pe care am citit-o, Arvin Yalom, cu Minciuni pe canapea, o carte foarte interesantă, dar cu un final foarte tâmpit din punctul meu de vedere. Nu are nicio legătură cu cartea. Cartea e foarte bine construită, personajele sunt foarte bine făcute, foarte bine realizate, sunt dați de un Marshall, de un Ernest, de o Laura, de mai multe personaje foarte bine construite, după cum spuneam. Un fir narrativ bun, te ține cuplat de carte. Și atât, chiar atât, în mare parte, mintea umană, cât poate fi ea de complexă și de uneori de bolnavă și de îmbârligată și pe toate părțile și de sucită și de neînțeleasă până la urmă. Pentru că, hai să fim serioși, mintea omenească, creierul nostru, încă nu e cunoscut nici măcar 2%, 3%. Da, și după plânsul lui Nietzsche, iar o carte foarte bună scrisă tot de Yalom, și cartea de față e foarte bine făcută, adică omul chiar știe ce scrie și ne prezintă lupta asta absurdă între eul nostru, sinele nostru, a doua persoană noastră, alter ego, da? Acești mulți de eu din interiorul fiecăruia. Lupta asta absurdă cu deciziile luate de o altă persoană în noi, pentru că asta e marea problemă, deciziile luate mai ales la nervi, mai ales în situații de surexcitare, de angoase. Și prezintă foarte bine omul în adevărata lui structură, în acea fază în care, de exemplu, un psihoterapeut poate rezolva foarte multe cazuri, dar nu se poate rezolva pe sine însuși. Și ajunge să facă tâmpenii mari și multe. Mai ales la faza că nu știe cine mai este, nu știe ce este, până la urmă. Atât de mult s-a ascuns în spatele unor măști, în spatele unor mimici, încât ajungi la un moment dat când nu mai știi cine ești și ce ești. Și asta e foarte dureros, mai ales la o vârstă înaintată, când deja ajungi în acel stadiu în care nu te mai identifici cu nimeni și cu nimic din interiorul tău. Și cumva ești foarte gol și nu te mai satisface nici o persoană din interiorul tău. Și atunci ajungi să cazi în acele extreme ale ființei, ale traiului în general. Deci o carte de citit, e o carte de urmărit, e un autor foarte, foarte bun. Și cred eu că avem destul de multe de învățat din ceea ce scrie omul ăsta. Doar un citat din ce a scos din carte: dacă vrei să fii mândru de tine, fă lucruri de care să fii mândru. Da, sunt vorbe care ar trebui să le ținem minte și să le urmăm, sau pe care să le urmăm, să fie un motto al vieții noastre, să facem exact ceea ce ne face, să facem lucruri de care să fim mândri, ca să fiu mai exact, mai clar. Lucruri de care să fim mândri, lucruri de care să ne mândrim că
Și nu mândria aia tâmpită, ego, mândria aia egoistă. Dar să fim mândri că știm că am făcut un lucru bun și că nu e ideea cea mai bună să trece cu vedere aceste chestiuni. Adică să conștientizăm că am făcut lucruri bune și să conștientizăm că trebuie să facem lucruri și mai bune data viitoare. Să fim mai buni și mai buni și mai buni ca cel de acum o zi, de acum o săptămână. Asta e ideea. E mândria bună care te poate ridica, care te poate duce spre evoluție. Pentru că până la asta trebuie să facem noi, să evoluăm în viață, nu să rămânem doar niște mici cretinei care doar consumă și merg la baie. Trebuie să ne dăm seama de ce facem, să fim conștienti de ce facem. Aia înseamnă să trăim în conștient, să trăim în prezent, să trăim acum, să fim acum. Și să nu cădem în partea aia de umilința aia, smerenia aia prost înțeleasă. Prost înțeleasă, de cel mai multe ori. Avem parte de o smerenie prost înțeleasă și prost pusă pe tapet pentru om. Omul a înțeles smerenia cu totul altcumva decât e ea normal. Decât ar fi să fie normal în cazul smereniei. Și atunci ajungem în situații foarte, foarte nasole când, așa cum vedem și din personajele cărții, să nu ne mai identificăm cu nimica și cu nimeni, să fim niște un fel de paraziți. Așa cum sunt foarte multe miliarde, au ajuns să fie niște persoane parazit care nu-și mai dau seama de ce trăiesc și pentru ce trăiesc. Scriam ieri pe pagină că am văzut cei mai triști ochi. Da, ajunge în situația când tristețea iasă prin toți porii, din păcate. Omul ajunge să nu mai își dea seama că tristețea te poate dărâma. Și nu își dă seama că ajunge la o vârstă în care se împrietenește efectiv cu tristețea și nu știe să o abordeze. Da, și aici vedem în carte, exemplu, faza cu Carol. Da, o tante care vrea să răzbune pe psihoterapeutul fostului ei soț, un soț care era dependent de ea și ceva în genul ăsta, da? Dependența. Batovina. Vorbim foarte mult, o să avem în carte foarte mult, o să fie foarte mult referit la dependență sau la dependențe, mai ales de persoane, de situații, de și așa mai departe. Și din ajunge să meargă pe ideea de răzbunare, să răzbune pe acel psihoterapeut, doar de dragul răzbunării pe fostul ei soț, că am vrăzit să plece pe nepusă masă, să iese din sfera ei de îngrijire, da? De multe ori persoanele, chiar dacă își urăsc partenerii pentru că e un mototol, că nu poate să facă nimic, că dacă n-aș fi eu ca nevastă sau ca bărbat, ea n-ar face nimic și așa mai departe, ei devin dependenți de a avea grijă de acea persoană. Și atunci când acea persoană pleacă și se desface din chingile acelei griji părintești, mai ales, ca știi cum ar fi o grijă părintească, acea persoană care asigură grija nu va înghiți foarte bine treaba asta, pentru că i-a plecat obiectul ei sau lui de joacă, de lucru, de îngrijire. Atunci, cumva, ca în cazul sindromului Stockholm, te îndrăgostești de problema ta, cum ar veni. Te îndrăgostești de papușa ta, nu mai pe ce să îndrăgești și atunci nu mai e obiectul activității. Sunt foarte multe situații în care omul îl auzi, nu mai suport să stau cu perspectiva, nu mai suport să fac chestia aia, m-a săturat să fac chestia aia, să am grijă de ăla, să am grijă de nu știu ce. Și când nu mai are în grijă pe acea persoană, nu mai e bine. Nu mai e bine.
apare depresie. Păi și acum nu mai ai persoana respectivă, de ce te mai îngrijorezi? Nu știi să-ți mai dea răspunsul, pentru că a rămas un vid neumplut prin plecarea a ceea ce umplea viața acelei persoane. Și așa și în cazul acestei Carol, care și-a pus ea în cap să-i facă foarte mult rău acelui psihoterapeut Ernest, în speță, și a ajuns să, la urmă să conștientizeze că răzbunarea, vorba aia, iar mai prostul. Și a ajuns să-ți dai seama că totuși decizia luată la nervi și la prostie, în timp, lumegată, e goală, acea decizie. E goală și nu și are nicio logică. Și caz în chestia aia de a te pune pe gânduri, ceea ce e foarte bine pe urmă, și e destul de rar astăzi, să vedem oameni care cad pe gânduri, să se întrebe de ce, de ce, e o întrebare foarte bună și foarte adâncă și foarte profundă, dacă o pui cu, dacă ți-o pui cu sinceritate și cu totală încredere că vrei să te recunoști să te, și să te cunoști și să te recunoști, că din păcate noi nu mai cunoaștem, nici nu mai recunoaștem. Și ajungi la stadiul ăla în care vezi din marele dușman și din marele viitor, din viitoarea ta victimă, îți dai seama că e o persoană care, pe care ai judecat-o prost, aiurea, și încet, încet încep să-ți revii. Astea sunt cazurile fericite, dar cazurile cele mai triste, dramatice, e atunci când nu-ți revii și rămâi blocat în sistem și blocat în mintea ta. Și asta este foarte, treaba asta e foarte dureroasă, din păcate. Bun, cam asta am să vorbesc pe cartea asta. Vă las, cine a citit-o să o citească, e o carte destul de cunoscută. Și e o carte destul de tehnică, să spun așa. Și citită pe nepusă masă, te poate cumva îmbârliga așa mintea ta. Prea... Te gândești, băi, dar... Prea încurcată viața asta, atât de multe, nu știu, te iei de vise, le interpretezi, le faci, le trești, chiar să stau să analizezi orice acțiune, orice, nu chiar așa, nu trebuie luată chiar ad literam. Omul trebuie să înțeleagă că el trebuie să gândească în primul moment. Era și faza cu, a fost un serial foarte bun, Lie to Me, cu Tim Roth. Când tipul Tim Roth era un cititor de gesturi, da? Și la acel serial a început toată lumea să citească gesturi, să le interpreteze, să uite la oameni, uite ăsta, sigur, a mișcat din ureche, nu știu cum, a mișcat din sprâncene, nu știu ce, s-a uitat în altă parte, gata, a mințit. Fiind serioși. Serialul ia în mare parte, da, situații reale, dar puse așa, de Hollywood, pentru frumusețea jocului. Nu chiar tot este o interpretare a unei acțiuni, orice mișcare a unei sprânceni sau de sprânceană, gata, îți dă o dezlegare a unui mister. Și te apuci să faci tratate pe persoana ta sau pe persoana, nu știu, a unui apropiat, că îi cunoști gesturile și îi cunoști acțiunile, doar că s-a uitat într-o parte sau s-a uitat în ceașca cu ceai sau în halba de bere.
E mult mai complex. De aia zic că unii oameni pot cădea în extreme și să chiar le integreze prea mult decât e normal în viața lor. Fiecare carte trebuie citită și rumegată și pe lângă această carte trebuie citită și alte cărți, de exemplu Robert Cialdini, cum îi spune oare, Psihologia Persuasiunii, da? Ea are o carte foarte bună care dezleagă foarte multe mistere, mai ales în acțiunea de a fi păcăliți, până la urmă. Să ne păcălim, să fim păcăliți. Și omul ăsta chiar a făcut o carte foarte bună, chiar ar merita pusă chiar în școală, să fie citită. Dar foarte multe cărți ar trebui puse în școală, sau date către elevi, sau pentru elevi. Ca literatură opțională. Pentru că ai avea foarte mult de învățat, mai ales în special la vârsta asta de, nu știu, de după 8-a, dacă încep să mai pricep ceva cu viața, liceu, ceva în genul ăsta, ar trebui băgate în școală și explicate cum trebuie de către oameni care sunt școliți pentru treaba asta. Sau pot face treaba asta cum trebuie. De ca un om, un pui de om, un copilaș, trebuie învățat să intre în viață. Da? Trebuie învățat să intre în viață. Altfel, te trezești că ajungi la un 25 ani și nu prea știi cum te cheamă, nu prea știi ce cu tine. Ești doldura de matematică, dar habar n-ai cum să trăiești viața și cum să întâmpini o problemă sau cum să o negociezi. Și asta e dramatic. Că asta o și vedem acum, astăzi, că lumea nu știe să, nu pot, oamenii nu pot negocia, nu-și pot negocia stările, afectele, pentru că ei n-au fost învățați. Familia nu a fost de cel mai multe ori depășită de situație, școala nu are nicio treabă cu educarea copilor așa cum trebuie. Se merge tot pe același sistem închistat de educare, bazat doar pe acumulare de cunoștințe, genul de tocit, dar a trăi viața mai greu. Acum mai suntem în anii 40, 50, 60, când știi că poate veni rusul, poate veni bolșevicul, poate veni cineva cu tancul la tine și tu trebuie să mai muncă mult, să răhățel cu lingura, să facem armata, să bage armata, să facă... Trebuie să depășim chestiunea asta barbară, cu armata, cu tancul, cu arma, cu... Am văzut ce face arma, știm ce face tancul, știm ce fac armatele, știm cu ce se... Încă mai rămânem pe logica asta de armată, de tank, de... Încă suntem, să fim încă în preistorie. Asta e ideea. Noi încă n-am depășit perioada aia, când încă eram cu arma, hai să ne batem, hai să ne luptăm. Acum s-a gătat cu armata, cu armele, cu astea, cu un alt fel de război, în fine, un război mai subtil, dar rămânând un gol în interiorul nostru, că nu mai avem... să ne războim, să purtăm armate, să purtăm războaie cu tot felul de oști, pe tot felul de câmpuri de bătălie, pe tot felul de treburi de astea, cu regi demenți și cu așa, cu dictatori tâmpiți. Acum avem război cu noi înșine. Am descoperit un alt război. Înainte n-aveam timp, n-aveam când să stăm cu noi, să ne cunoaștem, să ne descoasem, să cine sunt eu, de ce trăiesc pe lumea asta, care e treaba mea pe aici, care e faza,
nu erau întrebări esențiale. Înainte trebuia să fii bun la război, trebuia să fii bun la muncă, trebuia să fii bun la mină, să-ți meargă mâinile, să nu trebuia să gândești. Mai ce puțin de timpul comunismului, asta era ideea. Și înainte de comunism, în interbelic, să fim serioși, în interbelic era o pătură de persoane pe calea victoriei, se plimba cu bastonașul și cu umbreluța, așa, restul erau niște țărani care abia puteau să citească, să buchisească. Despre ce vorbim? Da? Și la faza cu marele țăran român, să fim serioși, marele țăran român își znopia în bătaie de vastă și copiii. Să nu mai tot o... Cel puțin în zona Moldovei, unde știu sigur ce s-a întâmplat, în zona Iașiului, că am avut atâtea... Știu atât de multe exemple. Era o bătălie, să fim serioși, nu era nuntă să nu fie să iasă cu bătălii. Pe asta era civilizația, asta era satul românesc autentic. Hai să fim serioși. Ce vedem noi la televizor cu mamaie îmbrăcată în straie și cu tataie, erau câteva cazuri, ok. În rest, să fim serioși, erau cu munca în gât și restul cu partea de iubire, de dragoste, de asta. Haide, să fim serioși. Îți mai ardea după ce arai o zi întreagă în căldură cu calul și cu plugul și cu ce aveai, cu boii, cu ce puteai și tu să ari. O să mai ardea seara să stai să te gândești la nemurirea sufletului. Să fim serioși. Duceai așa mult și bine. Poate era mai bine să nu stai să rumege tot gândurile. Dar până la urmă, care e sensul vieții? Să stai să muncești o viață întreagă fără să gândești? Adică nu cred că asta e esența vieții pe pământul ăsta. Nu de aia ne-am născut pe pământul ăsta. Trebuie să fie o logică mult mai înaltă. E, și gătându-se cu prostiile astea, cu războaie, începând să se mai ies în zonele astea tâmpite, cum Orientul Mijlociu, Africa, încă acolo mai se merge pe ideea de război, de macetă, de pistol, de nagan, de tot ce vrei tu. Și nu s-a ajuns la faza aia de hai să ne gândim, hai să... Dacă îi dai exemplu pe Ialom, să fie citit într-o zonă de asta, de Aradea, de Orientul Mijlociu. Nu vor înțelege nimic cu oamenii, pentru că ei nu stau să analizeze trăirile, dacă e bine să iau gâtul unui om de o altă religie, de o altă factură. Nu se vor gândi oamenii la chestia. Ei sunt pe sistemul lor de gândire. Încă mulți cred că în rai vor aștepta nu știu câte zeci de virgine. De ce bucurie? Vorba unuia, nu știu cine o zice, ce bucurie să ai să te aștepte virgine? Păi nu e nicio bucurie. Fiind serioși. Dacă asta e bucurie să te aștepte o virgină sau mai multe virgini și să lucrezi după, nu cred că e o bucurie. Da? De zi, am ajuns într-o situație, într-o stare, într-un stadiu al societății în care omul începe să-și pună întrebări. Și la începuturile unor vremuri în care oamenii își pun întrebări. Suntem abia la începutul acestor vremuri. Încă oamenii nu știu să-și pună întrebări și oamenii își pun din ce în ce mai multe întrebări, pătrulă, o mare parte din pătrulă e încă imbecilă, încă la stadiul de a nu se gândi la nimic, doar să aibă pe ce pune pe masă și așa. Dar oamenii încep să gândească, încep să-și pună întrebări și când îți pui întrebări nu prea mai ești interesant sistemului. Deja pui întrebări, deja ești un pic de paria. Și cam asta e. Nu vreau să mai lungesc. Citiți cartea. Și citiți în general, că nu face rău, face bine. Și să ne auzim cu bine la un nou video și dacă aveți întrebări, le puneți, le puteți pune în comentarii, sugestii, reclamații. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Multă pace și să ne auzim cu bine. Sănătate!